Pe cine să mai știe presa să critique? Care putere, care opoziție? Când la pensiile speciale s-au înțeles, când la măririle de salarii pentru demnitari s-au înțeles, când la măririle de salarii pentru angajații de la Palatul Cotroceni și de la Palatul Victoria, culmea s-a făcut cu amendamentul unui liberal și PSD-ul a votat-o, păi sunt mână-mână. Și scuzați-mă, domnul Iohannis acum nu înțelege de ce a fost votat în 16 noiembrie? Păi el retrimite la Parlament codul silvic care mai oprea cât de cât jaful pădurilor din România pentru că are niște prieteni, niște firme austrieci. Retrimite la Parlament codul retrimite, o secundă. Le retrimite la Parlament. Retrimite la din limbaj și tot ce faceți, dar ascultați. Domnul Dolha, extremist sunteți dumneavoastră și partidul pe care îl reprezentați atât timp cât în România gradul de sărăcie este 42% din populație trăiesc la limita sărăciei și scuzați-mi expresia, 37% dintre români au WC-ul în fundul curții. Dumneavoastră mă triplați lefurile la demnitari. Măriți cu 70% la angajații de la Palatul Victoria, și acum pregătiți mărirea lefurilor la parlamentari. Firme prietene austriece? Domnul Mihalache a avut contract cu acea firmă. Mai puțin, eu pot să spun că sunt rusofon, de exemplu. Da. Și nu ce să zice atunci. Haideți, domnule, Președintele care l-a susținut a trimis înapoi legea prin care se conferea titlul de erou al neamului lui Avramiancu. În schimb, a retrimite la Parlament codul fiscal, aprobă, promulgă legea cu măririle de salarii și la angajații de la palatele care conduc România și pentru demnitari. Foarte bine a trimis înapoi.